acum, dragi ascultători, vă oferim un potpuriu de muzică ușoară. Excelent! Eu unul mărturisesc că sunt un mare amator de muzică ușoară. Ce zice, ce zice? Zice na, na, na. Aha, n-o fi fost prea cu minte și ea bătăiță. Iupidu, 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 iupidu. Ce-a zis, ce-a zis? N-ai auzit? Iupidu. Aha. Chiar că n-am înțeles-o. Aoleo, nu ești atent deloc. Nu-i prea ușor. Nu mai pricep nimic. Oh. Și mai ziceai că ești mare amator de muzică ușoară și când încolo, dumneata, nu înțelegi nimic. Și nu mai ofta atât. Grea e muzica. Ușoară! Afirmație distractivă susținută de Sorin Petrescu. Aha, înțeleg că e o conferință. Da, o conferință urmată de Film? Nu, de altă conferință. Exemplificări sonore în tema conferinței Ion Barta. Spune-mi, doctore, care organ e mai sensibil, ochiul sau urechea? Vă rog, de ce întrebați? Știi, vreau să mă însor și încă ezit între o pictoriță și o cântăreață. Va picta melodiile într-o manieră personală, tehnomuzicală? Romeo Chelaru. Tenor, baș, soprane, contralte și alte voci: Stella Popescu, Radu Zaharescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Alexandru Arșinel, George Voicu, Paula Rădulescu, Mihai Mare, Dana Cosma, Alexandru Lulescu. Va conferenția despre cât de grea e muzica ușoară? Dem Rădulescu. Hai, dragă, tot nu ești gata. Imediat, imediat, scumpule, doar să-mi aleg rochia. Mult mai durează la tine pregătirile pentru concert. Uite la mine, îmi pun vată în urechi și gata. Va fi numai ochi și urechi. Redactorul Manole Pavel Dan. Oare, 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 oare. Cum zice? Mai rar nu se poate? Iar nu înțelegi? Nici chiar așa. Se poate mai iute, maestre? La, formidabil, nici așa nu țin minte. Nu știu cum să fac, dar uit mereu melodia. Fă-ți un not la Batistă. Grea e muzica. Ușoară. Stimate maestre, acum după ce ați auzit-o cântând pe fica mea,
unde credeți că ar fi bine să-și desăvârșească studiile de canto? Da, da, de preferință într-o localitate cât mai îndepărtată și cu foarte, foarte puțini locuitori. Tot mai departe vede cum... Maestre, știți, eu vreau să ajung o mare, cea mai mare cântăreață de muzică ușoară. Ce-mi recomandați ca să-mi împlinesc visul? Oh, nimic deosebit, doar talent. Având în vedere că de un timp în muzică n-au mai apărut vedete, vom lua măsuri concrete. Se noi să căutăm și cu-n sfat să le ajutăm. Dacă-ți vrea ar fi prea bine să vă ocupați de mine, pentru că e evident, am foc sacru și talent. Să ne ocupăm de ea, dacă vrea să ajungă stea. Hai, încearcă să zâmbești, uite ce drăguță ești. Dar cum să te îmbraci, învață, și pe scenă și în viață. Altruiste permanent, sprijinim orice talent. De-aș avea suplețea ta, doar în dungi m-aș îmbrăca. Doar în dungi sau rotăcoare sunt desene ideale. Altruiste permanent, sprijinim orice talent. Dă-ți conturul la buze gros, e picant și generos. Dă-ți pe obrăjori, pe ploape, cinci culori în patru ape. Uite acum arăți perfect, ăsta zic și eu efect. Îți lipsește la figură doar zulufii din coafură. Altruiste permanent, sprijinim orice talent. Bea ceva și apoi fumează, vocea ți se aranjează. Iar acum hai să ne cânți, sigur că ai să ne încânți. Cum să vă mulțumesc în fine, cum m-ați învățat de bine. Altruiste permanent, sprijinim orice talent. Altruiste permanent, sprijinim orice talent. De când? Cum? Unde? Iată întrebările la care vom răspunde în serialul nostru. Așa a început povestea. Povestea muzicii ușoare. Serial evident muzical. Deocamdată verbal. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Episodul întâi. Sau ce s-a întâmplat în comuna primitivă. Muzica a apărut încă din timpul comunei primitive, datorându-se în bună parte bolovanilor. Da, da, ați auzit bine, bolovanilor. Omul din Neandertal, aflându-se într-o zi la o activitate plăcută lui, vânătoarea de dinozauri, a scăpat din greșeală un bolovan pe piciorul unui coleg de birou, de peșteră. Așa a apărut primul sunet muzical. Era nota do, și anume nota do de jos, întrucât se aruncase cu bolovanul la picioare pentru do de sus, aruncându-se, dar să nu anticipăm. Sunetul i-a plăcut atât de mult omului nostru, încât el a repetat figura, de asta dată intenționat, schimbând doar colegul. Apoi, realizând că între cele două sunete există o diferență, i-a adunat pe cei doi într-o ședință fulger și a dat cu bolovanul când într-unul, când într-altul. Era prima melodie. Din acest moment, omul din Neandertal fu cuprins de furia creației. El intră val vârtej într-o peșteră stereofonică, unde diversi artiști plastici expuneau bizoni, cerbi, astronauți și alte viețuitoare ale acelor timpuri. Din
întâlnirea celor două arte au ieșit scântei. Omul nostru a adunat pe toți pictorii din peșteră, care era un număr de 8, i-a aliniat și a început să le arunce cu bolovan pe degetele de la picioare. De aici și până la a compune nu mai era decât un bolovan. Pardon, un pas. Compozitorul preistoric s-a înarmat cu o cantitate apreciabilă de bolovani pe care a început să-i arunce într-o ordine știută numai de el. Aceste divine interpretări mai pot fi ascultate și astăzi, ele fiind rodul unor demni urmași ai compozitorului din Neandertal, doar că aceștia aruncă cu bolovanul electronic. Tot în această perioadă apare și primul instrument, toba. La început ea a fost folosită împreună cu notele abia inventate, rolul tobei fiind interpretat de spinările individuale ale prizonierilor de război. Tonalitățile muzicale erau diversificate în funcție de spinările folosite, cu lumbago sau cu sciatică. Pentru muzica disco se foloseau spinările cu discopatie. Mai târziu, tobele au fost confecționate doar din pielea tăbăcită în prealabil, tamtamul folosind acum și la transmiterea unor mesaje. Să-l descifrăm. Atenție, vine control. Dinozaurul, pregătiți-vă. Dragul meu, nu înțeleg de ce ții așa de mult ca fiica ta să studieze teatrul și nu muzica. Ai auzit-o recitând? Nu, dar am auzit-o cântând. Cinenea de acolo amenință pe tanti cu bățul? Nu amenință puișor, el dirijează. Da? Atunci ea de ce țipă? Dacă ai ști ce emoții am, nu pot dormi niciodată noaptea dacă a doua zi trebuie să cânt pe scenă. Serios? Da. Atunci de ce nu cânți cu o zi înainte? Sala asta, dragul meu, de concert are o acustică îngrozitoare. Așa este, nici eu nu văd nimic. Costică? Da. Tu știi care e deosebirea între un cântăreț și un scriitor? Nu știu. Cântărețul, chiar când nu are nimic de spus, poate să cânte. Și totuși nu aveți dreptate, nu. Întotdeauna un cântăreț are de spus, de transmis ceva. O idee, un gând, un sentiment, un fior al său sau al textierului sau al compozitorului sau al neveștii sau, mă rog, al cuiva. Cum? Nu sunteți convinși? Vai, dar se poate. Ia să exemplificăm noi că doar așa vă putem convinge de bunele și profundele intenții ale celor mai sus amintiți și implicați în această operă complexă care este muzica ușoară. Și ce poate fi mai sugestiv și mai ales ușor de reținut decât refrenul? El, adică refrenul, poartă acea încărcătură emoțională, acea picătură de viață adevărată pe care o recunoaștem ușor. Și încă o precizare. Nu orice refren, mai ales cel fără cuvinte, că doar ce poate fi mai greu decât să condensezi în sunete tot zbuciumul tău creator. Iată, de exemplu, un inspirat și plin de sevă refren. Ați reținut, nu-i așa, esența altruistă ce se degaje cu mare ușurință. Interpreta vrea să ofere, să dăruiască tot ce poate fi mai...
Totul e să reușească. Că dacă reușește, e bine să fiți cât... Mai departe să mergem și noi. Iată o altă exemplificare cu un deosebit fior poetic. Este adevărat că la prima vedere auditivă se creează o gravă confuzie, neștiindu-se prea bine dacă interpretul se adresează tandru iubitei sau cheamă orătănile din agrad. Acum e clar, cheamă iubita. Totul e ca ea să și vină. Iubita mai poate fi invocată pentru a veni la întâlnirea cu sentimentul unic și irevocabil al iubirii și prin alte procedee și declarații muzicale, care mai de care mai poetice. Aha, aha, aha. Sau prin și mai romanticul... Da, dar cel mai de efect refren, la auzul căruia orice iubită se aruncă orbește spre sentiment, vă asigur că este celebrul și nemuritorul. Acum, este adevărat că orice iubită se aruncă orbește, dar unde sau de unde, asta rămâne de văzut. Depinde de tăria fizică și psihică a persoanei feminine în cauză, la auzul celebrei creații. Creație care în mod cert va rămâne. Vă asigur eu. Cum tot așa de bine, sunt sigur că ne va însoți nostalgic peste ani, susurându-ne în urechi numai puțin emoționantul... Refren care se adresează cardiacilor, fiind un puternic stimulent al creșterii tensiunii arteriale. Cum tot un prețios ajutor medical, se dovedește și suavul, melodiosul și năbădăiosul. A, A, E, E, I, I, O, O, U, U, A, E, I, O. Vi-l recomand cu încredere în stările depresive. Dar atenție! Nu încurcați medicamentele, asta refrenele, pentru că v-ați dat seama că în muzica ușoară confuziile nu sunt dorite. De aceea aș face o recomandare compozitorilor, textierilor și, evident, interpreților. Fraților, fraților, fiți cât mai conciși, dar totodată și expliciți, fiți simpli, dar și complexi. Fiți cât mai apropiați în depărtarea voastră creatoare și, dacă se poate și s-ar putea, că doar la urma urmei nu vă împiedică nimeni, ascultați de sfatul unui ascultător de muzică ușoară. Mai audiați-vă melodiile înainte de a le expedia spre noi, nu de altceva, dar dacă nu mi urmați sfatul și deci nu o să fiți ascultători, o să căpătați... La! Na 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 na. Știi? Am impresia că fiul meu ne-a moștenit urechea muzicală și talentul pentru vioară. Nu-i nimic, important e să fie sănătos. Ah, iar a început! Pișor. Să știi, nenea, că pe mine mă cheamă Gigel. Ia uzi, atunci, Gigele, ia spune, ce ai făcut cu banii pe care ți-am dat ca să nu mai cânți la vioară? Mi-am luat o trompetă, nene. Na, ție, trompeta furisită. Mai poți? Atunci mai na. Na, odată, ia să te aud. Ia să-ți mai ard una. În sfârșit. O muzicuță, mică muzicuță. Aoleu, asta de unde am mai răsărit? Cu 8 note,
Hai să scriem partitura unei simple melodii. Da! Vreau să vin mereu cu o floare. Dumneavoastră, ce doriți? Aș vrea să iau niște flori pentru logotnica mea, dar nu știu ce. Aș prefera ceva așa, care să sugereze ceva. Aha, atunci duceți un buchet de orhidee. Da? Și ce înseamnă asta? Că nu sunteți zgârcit. Vreau să vin mereu cu o floare, că din fire e visătoare. Floarea mea fiind o favoare și un fel de-a spune te iubesc. Da, da, este o adevărată artă să știi cum să dăruiești o floare. Da, da, tot o artă este și subiectul nostru principal. Așa a început povestea. Povestea muzicii ușoare. Serial evident muzical. Deocamdată verbal. Da, da, da. Da, da, da. Episodul 2. Sau cum a evoluat muzica ușoară în antichitate. În antichitate, muzica a evoluat devenind o artă. Șeful departamentului muzical a fost ales Apollo Phoebus la romani și Apollo 13 la americani. Secretara lui Apollo a fost aleasă Euterpe, una din cele 9 muze care candidaseră la acest post și pe care îl căpătase pe merit, având în vedere vastele cunoștințe pe care le avea în Olimp. Apar primele instrumente, primele cântece și primii cântăreți. Astfel, la o conferință de presă, Cezar, fiind întrebat care este cântărețul lui preferat, a răspuns Gică Petrescu. Dacă n-ar fi cântecul, n-ar avea grai sufletul și de întristare n-am scăpat. Hey! Un alt îndrăgostit de muzică a fost Ulise. Acesta, procurându-și pe căi obscure un iaht, o vilă și 2 docare, a auzit într-o zi neasemuita muzică a sirenelor. Drept care, spune legenda, a fost legat. Nu de catarg. Astfel, Penelopa l-a așteptat 7 ani și 6 luni, petrecându-și timpul cu munca la domiciliu. Când, în fine, Ulise a revenit, Penelopa l-a întrebat de ce a întârziat atât timp. Cum? A spus Ulise. Tu nu cunoști legenda? Am fost la circe. La circe sau la circă? A mai întrebat Penelopa. Vorbind de muzica antichității, nu putem să nu-l amintim pe Orfeu, cel care cânta atât de frumos din liră. Încă nu s-a stabilit din care liră cânta, din cea sterlină sau din cea italiană, nu se știe. Orfeu a plecat în infern pentru a o scăpa pe Euridice, soția sa, și i s-a pus condiția ca pe calea de întoarcere pe pământ să nu întoarcă capul. Iar Orfeu, spune legenda, amintindu-și frumoasele clipe trăite alături de soția sa, bineînțeles că a întors capul. Ai plecat pe drumul tău, fără să-ntorci privirea. Să mai amintim aici, înainte de a încheia, de o altă figură ilustră, anume de Pan, cel care cânta la nai și care era jumătate om, jumătate țap, sau, cum am spune în zilele noastre, un țap ispășitor. Dragul meu, apropo de coardele tale vocale, ți-am făcut radiografia, dar să știi că n-ai ieșit prea bine. Știu, doctore, dar ce să fac dacă nu sunt fotogenic?
Prietene, ascultă la băiatul. Singurul remediu împotriva răcerii este și rămâne alcoolul. Serios? Da. Când simt numai că se apropie guturaiul, îmi cumpăr o sticlă cu țuică și până dimineața, gata. Guturaiul? A, nu. Țuica. Ia mai toan un păhărel, să ne mai trezim. Un păhărel? Nițel. Și cum, tu chiar nu cunoști niciun cântec de leagăn? E, unul, da. Ia fredonează-mi și mie. Uța, 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 uța. Gigele, ia vino încoace. Da, taticule. Ți-ai făcut lecții, le-ai învățat pentru mine la școală? Sigur că da. E, atunci să verificăm. Ia spune-mi tabla mulțirii. La, 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 ce tot e lălălă e acolo? Asta numești tu tabla mulțirii? În orice caz, taticule, asta e muzica. Cuvintele nu prea mi le amintesc. Gigele, tu știi ce e o notă falsă? Da. Ia, dă-mi un exemplu. Păi, de pildă, când mi-a spus dumneavoastră nota 4 și eu am spus acasă că am luat 10. Ei, cred că este cazul să revenim la povestea noastră. Așa a început povestea. Povestea muzicii ușoare. Serial evident muzical. Deocamdată verbal. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Rezumatul primelor două episoade. Și acum, după ce v-au fost expuse foarte clar primele două episoade, vă propunem să ascultăm cu temei episodul 3. Muzica ușoară în evul mediu. Evul mediu înseamnă apariția serenade sub balcoane. Sub balconeu ți-am cântat o serenadă. Încep să se desfășoare festivaluri de muzică, unul din cele mai cunoscute fiind concursul Euro-Inchiziției, care a dat un impuls fără precedent dezvoltării instrumentelor de tortură, dar și acestea contribuiau la emiterea sunetelor muzicale. După cum se poate constata, inchizitorii nu făceau decât să imite muzica omului din Neandertal. Evul mediu mai este și timpul mușchetarilor. Se spune că odată D'Artagnan, călătorind prin țară, s-a oprit la un han la care o cântăreață se jeluia pe scenă. Așezându-se la o masă cu un alt mușchetar și consumând o cană cu absint, D'Artagnan i s-a adresat comeseanului său. Auzi? Ce-i cu nechemata asta? Pe Jupiter are o voce de hipopotam. Zău, îți face rău în loc să-ți încânte spiritul. Nu putea să stea și ea ca toate femeile la bucătărie? Ori dacă o face mâncarea după cum cântă pe Hermes, n-aș vrea să-i fiu oaspete. Ca să nu mai spun că e atât de grasă, încât numai pentru bucuria sufletului nu a fost făcută. La naiba! Dacă mai hârie mult pe scena aia, am să-i arunc cu cana de absint în cap. Mă rog ție, necunoscutule, nu știi cine e grăsana? Soția mea. Ba, da, asta se va... ce căldură e aici. E simpatică totuși ca femeie, să știi. Și nici vocea nu era. Ia auzi ce octavă ea. Păcat numai că, cum să spun, cântecul ăsta nu o avantajează deloc. Nu și-a ales cântecul care să-i pună în evidență calitățile incontestabile pe care numai un orb nu le-ar vedea, nu?
Troncăneala asta se poate numi cântec. E ca și când ai uda un trandafir frumos ca să-ți ia dumneavoastră cu bere trezită. Pe Jupiter, păcat că și rosește talentul cu un cântec ca ăsta. Compozitorul ar trebui întemnițat. Ia banii degeaba. Mă rog ție, necunoscutule, nu știi cine a fost zevzecul care a compus aiureala asta? Eu. A, da, da. Aoleu, cine mi-a trimis-o aici? Mai, nu știu ce este cu vocea mea. Niciodată n-am cântat mai prost. Ah, deci ați mai cântat? Maestre, așa e că în glasul meu se simte școala italiană. Da, desigur, da, dar numai clasa întâi primară. Și cu tanti împreună la pian. Staci, cântă la patru mâini. Și de ce cântă la patru mâini? Probabil vor să termine mai repede. Ce muzică? Ce muzică? Muzică divină, ce mai... Ba nu, nu-i muzica divină. Divină și ei și dau așa de tare radio. E frumoasă și muzica asta ușoară, nu zic nu, dar parcă tot mai mult farmec aveau cântecele trubadurilor de altă dată. Unde scavalerii de altă dată? Da! Ascultă-mă pe mine că sunt critic muzical. Anul acesta vocile groase se poartă ceva mai subțiri. Aha, și cele subțiri? Ceva mai groase. Acum știu de ce te iubești așa de mult, Mioara. Cum ai dedus? A aflat că te ocupi de compoziții muzicale. Te înșel, dragul meu. A aflat că m-am lăsat de compoziții. Hai lim, hai lom, cium-da-bă-ling-la-gă-lom, cium-da-bă-tic-ta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 c-t
Chum da patik tak topal baling daga topal baling daga topal baling daga chum da patik tak topal baling daga topal baling daga lum chum da patik tak topal baling daga topal baling daga topal baling daga chum da patik tak topal baling daga topal baling daga lum. Povestea muzicii ușoare. Serial evident muzical. Deocamdată verbal. Da, da, da. Da, da, da. Și acum să facem un popas într-un timp romantic. Această perioadă aparține în istoria muzicii cavalerilor. Trecea fanfara militară. Nu. Cavalerii de care este vorba nu au nicio legătură cu armata de cavalerie. Ei sunt cu serenadele pe suferestre. Pământ de flori! Pământ de flori! Nu astfel de serenade, ci serenadele pe care le cântau sub balcoanele iubitelor în timp ce iubitele le aruncau flori. O floare, o floare de orice culoare, albastră, albă sau roză. O floare, o floare de orice valoare, garoafă sau chiar tuberoză. Sau, mă rog, ghivece cu flori. Tipică pentru această perioadă este povestea lui Romeo și a Julietei sale. În serenade înfocate, Romeo îi cerea Julietei să arunce scara. Ascultând dorința muzicală, Julieta se grăbi să-i dea curs. Da, din exces de zel, ea i-a aruncat toată casa scărilor. Dar cum vom vedea,
dragostea nu cunoaște o preliști. Ca prin ceață, Julieta îl vede pe Romeo al ei urcând spre balcon pe o scară proprie, întinde brațele și șoptește tremurând numele. Romeo, Romeo! Scuzați, nu mă cheamă Romeo, eu sunt pompierul. Iese fum de la dumneavoastră. Vină pompierii, inima să-nstingă, să-nstingă focul ei. Mai pompierii, mai poate să-mi vingă vâlvătaia dragostei. Asta este, dragi ascultători, ceea ce s-ar putea numi dragoste arzătoare. Dar, în ciuda vicisitudinilor soartei, cei doi tineri reușesc să se întâlnească și să cadă unul în brațele celuilalt. Tu ești Julieta? Nu, eu sunt Doica. Perfect. Nici eu nu sunt Romeo, sunt pompierul. De unde se vede că dragostea este oarbă? În final, Julieta, auzind că Romeo s-a omorât, ia o travă, care de fapt era un somnifer, și cade într-un somn adânc. La rândul lui Romeo, găsind-o pe Julieta și crezând că e dusă pe tărâmul celălalt, ia și el un somnifer, care de fapt era o otravă. Julieta, trezindu-se, îl vede pe Romeo și luând un cuțit și... Da, nu se, pentru că era un cuțit care nu tăia. În acest timp se trezește și Romeo, care folosise drept o travă un spray de țânțari, contrazicând proverbul cu țânțarul și drept care cei doi trăiesc fără griji până la adânci bătrâneți. Nu vă impacientați, nu eu am schimbat finalul piesei, ci regizorul care l-a socotit pe Shakespeare depășit. Probabil neregulamentar, așa că i-a ridicat carnetul, luând hotărârea, cum spunea el, adică regizorul, să producă un happy end fericit. Căci, spunea tot el, cum să moară, măi frate, ajungem, nu-i așa, la vorba francezului, a muri înseamnă a pleca puțin și rămânem fără actori. De unde tragem concluzia că dragostea nu poate fi rațională și că uneori unii regizori sunt ca dragostea. Dar... perioada romantică nu e numai perioada serenadelor, ci și a romanțelor. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Asta desigur în duminicile în care circulau plopii cu soț. Cunoșteau vecinii toți. Asta e vorba cântecului. Cine umblă, cine umblă prin vecini. Dar vorba unui prieten al meu, Romanica Romanie, da, să vezi romanțele. Ți-am luat cercei și acum observ că ai rămas fără de la fel a fost și când ți-am dăruit basma. Hai ce ui tu că ești de un timp iubirea mea. Da. Ca să vă revină vocea, am să vă recomand un întăritor natural. Vă sfătuiesc să mâncați fructele cu coaje. În coaje se află cele mai multe vitamine. Ce fructe vă plac cel mai mult? Nucile! Bine, am înțeles, ai pierdut vocea. Și sticla asta de coniac e unica consolare pe care o ai? Nu, mai am 3 în bufet. Mă întreb de ce se dă în vânt toată lumea după Mozart. A scris și el simfonia noua și costa basta. N-aș vrea să vă indispun, dar să știți că simfonia noua a scris-o Beethoven, nu Mozart. E poftim, atunci ce mai vor, dacă nici pe asta n-a scris-o? Fiți amabil, eu nu văd prea bine fără ochelari. Aceasta este
statuia lui Mozart? Nu, eu sunt statuia lui Verdi. Adio, adorate mio, viața mea jertfiu, fiindcă te iubesc. Firește, pieptul-mi tăpește, însă te iubește, că ce amenesc. Ulpe la opera, mai spun a în loc de a. Mai spun a în loc de e. Nu prea înțeleg de ce, ci că așa-i mai muzical, iese vocea mai vocal. Alții spun că e mai chic, când nu înțelegi nimic. Exemplificare. Amorul e ac celu curul, plătești, îți sunt drumești, ac și debești, a să te ferești. Și-n final e normal, vă va delecta vocalii, vocalii, vocaliza mea. Ce minunată e dragostea, ce încântător sentiment. Eu n-am mărturisesc, sunt îndrăgostită. Și dacă ști cum să fac să mă iubească și el. Când mă privești, nu mă amețești, n-ai ochii mari și verzi nu ești, frumos ca prințul din povești. Nici studii n-ai, inginerești, nu mă încânți când îmi vorbești, de faptele ți vânătorești. Cum să te fac să nu mă iubești? Ești sterz și fat și tern și ești cel mai banal dintre popești. Bei un pahar și te amețești. Fumezi pe rupte, mărășești, nu mergi la teatru, nu citești. Dar cum să fac să mă iubești? Cum să te fac să mă iubești? Prea place să muncești, stai zile întregi și lenevești, cum faci o treabă, cum greșești. Nici să te miști nu îndrăznești, de teamă să nu obosești, dar cum să fac să mă iubești? Cum să te fac să mă iubești? La 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 la. Să te fac să mă iubești, de dorul meu să amețești, să vii topit, să mă pețești. Și beat de dor să-mi șoptești, că vrei să te căsătorești, hai fi bărbat, că doar ești. Cu buletină de București! Vai, dragă, dar de ce ești așa supărată? N-am reușit să mă mărit cu bărbatul vieții mele. De ce? Nu l-a lăsat nevastă sa. Mămică, Ionel, deși nu m-a auzit niciodată cântând la pian, mi-a spus că o fată ca mine nu poate fi decât o foarte bună pianistă. Știi? Cred că am să-i cânt în curând ceva. Nu, 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 nu. Lasă-l mai bine să creadă în continuare tot așa. Și, dragul meu, să știi că fiica mea gătește tot atât de bine cum știe să cânte la pian. Nu face nimic, putem lua masa la restaurant. Să
soțul meu adoră muzica. În fiecare seară mă ascultă cântând la pian în timp ce își bea cafeaua. E adevărat? Da, asta îl ține treaz. La noi acasă numai mama face muzică. Da? Și la ce cântă? Nu știu, dar așa a spus tata unui prieten la telefon. Că de câte ori întârzi acasă, mama îi face muzică. Evviva, evviva, la dolce vita, și si sta slivem la vita così. Așa a început povestea. Povestea muzicii ușoare. Serial evident muzical. Deocamdată verbal. Da, da, da. Da, da, da. Episodul 5. Da, da, da. Da, da, da. Perioada modernă. Secolele 18-19 sunt secolele marilor simfonii, ale concertelor, ale marilor creatori de opere, chiar și de operete. Apar capodoperele și respectiv capodoperetele. Desigur, cred că sunteți foarte interesați de felul în care se scriau operele. Ei bine, există o relatare a unei asemenea munci titanice, relatare găsită într-o arhivă prăpuită. E vorba de opera Otello după piesa lui Shakespeare. Să parcurgem împreună această relatare, lăsându-ne pătrunși de simțămintele profunde ale compozitorului. Da, deci Otello o ia în brațe pe Desdemona, deși în sufletul lui simte îndoiala. Iubirea însă este mai puternică. Voi scrie o arie care să dea glas dragoste nețărmurite acestui bărbat pentru femeia visurilor lui. Iubitule! Da. Iubitule, mă da. Scuz că te deranjez din lucru. Dar mi-a căzut găleta în puț. S-a dus visul. Bine, dai, bine, iubito, vin imediat, vin imediat. Ah, nevastă mea asta. În fine, să reiau ideea. Deci Desdemona cade în puț. Asta, în brațele... Deci Otello o ia în brațe pe Desdemona, deși simte în suflet îndoiala. Iubirea însă e mai puternică. Acum o să scriu o arie care să redea dragostea puternică a acestui admirabil bărbat pentru femeia iubită. Iubitule, da. Iartă-mă, iartă, deranjez. Dar trebuie să tai niște lemne. Ah, lemn, da bine, 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 vin imediat, vin imediat. Deci Otello o ia în brațe pe Desdemona și taie lemne pe ea. Așa, Otello o ia în brațe pe Desdemona, deși simte în suflet îndoiala. Iubirea însă e mai puternică. Acum da, da, acum e aria iubirii pentru femeia visurilor. Dar bine, bine, vin imediat, Ah, bine, bine că am terminat. Acum care va să zică? Otello o ia în brațe pe Desdemona și îi șoptește amorul său. Da, iubirea e puternică.
Aici el va cânta o arie, o arie pe care trebuie să o scriu chiar acum și care să descrie dragostea nețărmurită pentru femeia care pleacă. Iubitule, da. A venit mama. Bine, plec imediat. Asta, vin imediat. Ah, unde am ajuns? Unde am ajuns? Da, Otelo. Otelo, o ia în brațe pe Desdemona, deși simte îndoiala cum mi se strecoară în suflet. Dar iubirea e mai puternică. Aici vine aria soacrei. Asta nu. A dragostei curate și nețărmurite a acestui bărbat curajos și stoic pentru femeia visurilor sale. Dar parcă-l aud. La 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 la. Da, mă. Nu te supăra, da. Dar nu știu unde a dispărut pisica noastră. Pisica noastră, vine, vine imediat, imediat. Cam așa, dragi ascultători, se petreceau lucrurile. Evident, soția compozitorului nu a pățit nimic până la urmă. În schimb, Otelo a luat-o pe Desdemona de păr, a trântit-o la pământ, a călcat-o în picioare, a tăiat-o în 6 bucăți, după care i-a dat foc și i-a împrăștiat cenușa în 4 colțuri. Da, da, o operă cutremurătoare. Eu mă înțeleg de minune cu soțul meu. Știi, el e compozitor de muzică modernă. Ne sfătuim, ne împărtășim întotdeauna gândurile. El compune, eu pregătesc masa, apoi ghicim fiecare ce a vrut să facă celălalt. Formidabil! Nemaipomenit! Dar ce ai pățit? Aseară, în timp ce studiam la pian, un vecin a aruncat cu o piatră și mi-a spart geamul. Hi, mare greșeală! Acum o să se audă și mai tare. Oare nu și muzica una dintre minuni? Oh, nici nu știți ce fericit sunt că o interpretă celebră ca dumneavoastră, o adevărată vedetă, vine să mă consulte. Ce vă supără? Ah, doctore, cred că am un complex de inferioritate. Dumneavoastră? Și cum se manifestă? Nu mă simt așa de frumoasă cum sunt. Să fiu vedetă, e o șansă fără egal. Să fiu solicitată la orice festival. Dragule, fii sincer și spune-mi, e un păcat faptul că mă uit de câteva ori pe zi în oglindă și găsesc că sunt frumoasă? Nu, nu, draga mea, nu e un păcat. Asta dovedește că ai multă fantezie. Tăticule, voi când aveți ședință cântați? Nu. Dar ce-ți veni să întrebi așa ceva? Păi aseară când ai venit târziu și ai spus lui mămica că ai avut ședință, de ce ai spus mămica să lași trombonul? Tu nu cânti la niciun instrument? Ba da, la baterie. Și cânti frumos? Frumos, dar abia după ce o consum. Lume. Tu ai văzut Aida? Am văzut Najda. Noi însă trebuie să dăm ultimul episod din Așa început povestea. Povestea muzicii ușoare. Serial evident muzical. Deocamdată verbal. Da, da, da. Da, da, da. Episodul 6. Oh, și ultimul. Da, da, da.
perioada contemporană. Una dintre cele mai diabolice invenții ale secolului XX20 este textul de muzică ușoară. Desigur, nu oricui îi este dat să scrie un asemenea text. Pentru asta nu e de ajuns să fii poet, trebuie să fii și textier. Ajuns aici, vă veți pune o întrebare absolut îndreptățită. La urma urmei, cine e textierul și ce vrea el? Ei bine, textierul este un fel de textilist, în sensul în care el este un stilist al textului. Ce vrea el, nu vă pot spune, întrucât așa cum veți auzi, dorințele lui sunt de cele mai multe ori obscure. În schimb, vă pot răspunde la întrebarea ce face un textier. În primul rând, ascultă muzica. După aceea o mai ascultă o dată, întrucât prima oară nu fusese prea atent. După care o mai ascultă și a treia oară, pentru că deși fusese atent, nu a avut inspirație. Dar exact în acest moment apare muza. De la piață și textierul trece la curățat cartofi, îmbinând armonios teoria cu practica. În fine, sfârșită fiind prima parte a creației, textierul se închide în birou și pune pentru a patra oară banda cu muzica. Acum roade creionul și între timp își mai pune câte o întrebare existențială. Ăsta-i compozitor? Și gângăveala asta o numește el muzică. Apoi decis, dar supărat teribil pe destin, pune pentru a cincea oară banda. Creionul începe să danseze pe hârtie în ritmul muzicii. Este momentul culminant al creației. Textierul mai dă cu creionul, mai dă cu guma, uneori mai mult cu guma, părând de la distanță un pasionat al dezlegării cuvintelor încrucișate, deși, cum vom auzi, el le compune. Ceea ce este din toate astea va purta numele de text de muzică ușoară, urmând, bineînțeles, a fi premiat la primul festival. Iată, spre exemplificare, unele fragmente din câteva texte autentice ale căror autor, din motive de securitate, îi vom trece sub tăcere. Pentru a înlătura orice confuzie, trebuie să vă spun de la bun început că textele alese au ca subiect dragostea, care se manifestă în cele mai ciudate feluri. Așadar, să dăm citire unui prim text. Dragoste, amar și dulce dragoste, când vrea omul să se culce, dragoste, te prefaci în rindunea și-l iei pe aripa ta. După cum ați observat, textierul face o descoperire epocală care va zgudui lumea medicală, anume cauza insomniei, care nu e alta decât dragostea, care va să zică, când vrei și tu ca tot omul să te odihnești, nițeluși, pas să mai poți. Zburdalnica dragoste se preface într-o rândunea și s-a zis cu somnul tău. Textierul se ferește cu abilitate să spună despre dragoste că s-ar transforma într-o oaie, știut fiind faptul că numărătoarea oilor duce la somn, ca să nu mai spunem că o oaie nici n-are cum să te ia pe aripa ei. Nimai având somn, textierul nu găsește altceva de cuvință decât să mai compună un text de muzică ușoară. Adică, noi de ce am dormi? Iată un fragment. Îți mulțumesc că ai acceptat
când strâng în brațe perna, să fii implicat. Normal că atunci când vrei să dormi și nu poți, urli și iei perna în brațe. La textier însă această pernă are menirea de a alina neîmplinirea erotică. Un alt obiect cu puternice rezonanțe erotico-muzicale este și batista. Ne asigură de asta un alt textier. Citez. O batistă dantelată, rătăcită de o fată, s-o ridic, parcă mă așteaptă. Igienice sentimente. Vorba aia, am pierdut o batistuță, mă bate mămica. Dar pe textier, cine-l bate? În fine, după atâtea peripeții, dragostea-și regăsește în alt text împlinirea. Cităm. Acum e coaptă iubirea și fără zăvoare, acum ca pâinea de aur de caldă și mare, înțelegem coaptă ca pâinea, da, înțelegem mai greu fără zăvoare ca pâinea. Ca să nu mai spunem că o dragoste mare cât o pâine, fie ea și vranzelă, nu prea are menirea să stârnească pasiuni. Ajungând la o asemenea iubire coaptă, iubita are unele manifestări patologice și-ți tremură în ochi o lumină și un cântec și-ți murmură gura ușor un descântec. Îi tremură, îi murmură, bolile astea, cum vă spuneam, sunt necruțătoare. Păcat, abia se copsese iubirea, dar spre disperarea noastră textierul nu abdică. Acum, acum, acum pun mâna pe inima ta și pe tine, hai, gata, deci asta era. Omul nostru avea nevoie de un transplant și în fine pusese mâna pe obiect. Dar stupoare, concluzia e cu totul alta. Citez și strig, ești a mea, ești aici, ești cu mine. Deci, iubitul era în suferințe oftalmologice și abia punând mâna pe iubita lui, realizează adevărul. Drept care dă glasul unui strigă de triumf. Și atunci... revin la întrebarea pusă mai înainte. Pe textier cine pune mâna? Maestre, nu mai cântați? Nu, doctorul mi-a interzis. Aha, doctorul e cumva vecinul dumneavoastră? Ce, doctor? Ce interzis? Alta e problema. Doar toată lumea știe cât de... grea e muzica ușoară. Afirmație afirmată distractiv muzical de... Sorin Petrescu. Am auzit că ai fost aseară la spectacol. Da, am fost. Și ce ți-a plăcut? O blondă din rândul 4. În rândul 4, banca de la geam. Nu în rândul 4, ci în primul rând au fost solistele: Stella Popescu, Rodica Popescu-Bitănescu, Paula Rădulescu, Dana Cosma. Și soliști: Radu Zaharescu, Alexandru Arșinel, George Voicu, Mihai Mălaimare, Alexandru Lulescu. A depănat povestea muzicii ușoare Dem Rădulescu. Gigele, ce sunt optimile? Optimile sunt meciurile pe care le joacă echipele ca să se califice în sferturi. Optimi, sferturi și melodii întregi aduse de Ion Barta. A funcționat ca un metronom regia tehnico-muzicală Romeo Ochelaru. Ia spuneți acum la final, v-a plăcut programul? Nu ne-a plăcut. Liniște, vă rog, liniște. Dacă nu faceți liniște, să știți că reluăm emisiunea de la început. Auzi,
Din partea cui vine promisiunea asta cu reluarea emisiunii? E din partea redactorului, Manole Pavel Dan. Aoleu, să știi că e în stare de așa ceva. Mai bine stăm cu minți. Vai, ce mult ne-a plăcut!